După cum v-am promis, domnilor și domnilor, George Simion este în studio România TV. Bună seara, domnul președinte, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara, domnul Ciutacu. Vorbind despre lovitura de ultimă oră anunțată de George Simion, este alertă maximă în jandarmerie. Operațiunea de demitere a președintelui continuă. Ce a făcut în secret Simion cu poșta militară, aflăm în această seară, când veți vedea și riposta jandarmeriei la operațiunea declanșată de președintele AUR. Se anunță manifestații de stradă cu oi, boi, capre, camioane și facturi. Și veți vedea în această seară care sunt primele trei măsuri urgente pregătite de Simion dacă îi reușește operațiunea. Pe cine ia George Simion în partid? Care este topul politicienilor săi preferați? George Simion face în această seară anunțul care pune pe jar forțele de securitate. Veți vedea și imaginile momentului, bătaie cu poliția, alertă pe străzi. Continuăm să vă ținem în legătură, domnilor și domnilor, cu ceea ce se întâmplă în Ucraina la această oră. Una peste alta, breaking news. Se anunță pentru duminică, domnilor și domnilor, un protest masiv organizat pe model canadian de Partidul AUR. Înțeleg, domnule Simion, că principalul motiv care vă scoate în stradă și alături de dumneavoastră, pe simpatizanții dumneavoastră și pe cei care rezonează la nemulțumirile al căror vârf de lance sunteți, este situația economică dezastroasă și explozia facturilor. Alte motive mai există? Da. Care? M-a întrebat un coleg de-al dumneavoastră, dar cum faceți că o să aveți niște mii, zeci de mii de oameni în stradă? O să aveți niște zeci de mii de oameni în stradă? E foarte posibil să avem, dacă românilor nu le convine faptul că plătesc aproape 8 lei pe litru de benzină și dacă nu le convine de faptul că nimeni nu intervine pe facturile la energie, pe prețul de la RCA-uri, pe restricțiile care nu se mai opresc, trebuie să iasă în stradă. Este logic. Ce mai e logic în ziua de azi, când reușește revolta românilor să izbucnească, asta nu știe nimeni. Dar eu cred că e momentul. Adică ne merităm soarta dacă îi mai tolerăm. N-am văzut nimic pe pandemie printre obiectele, să spun, ale protestului dumneavoastră. Gata, s-a încheiat pandemia, trecem la etapa următoare? Starea de alertă. Trebuie să renunțăm la starea de alertă. Deci este și împotriva menținerii stării de alertă? Vă dați seama. Pentru ce ora asta de 22, care se aplică la localuri, se aplică la săli de sport în continuare, se aplică la intrarea în instituțiile publice? Pentru ce? Pentru ce carantină? Pentru cei care vin de afară, când se renunță peste tot, gata, s-a terminat. S-a terminat cu nebunia. Bun, de ce mai insistă? Ce mai au de vândut? Că vaccinurile le-au comandat. Antiviralele am văzut că s-a rezolvat și acolo cu șpaga, măștile încă din vremea domnului Tătar. Ziceți că e pe șpagă la antivirale? E pe șpagă la tot. Da. Gata, hai că s-a produs. Stați un pic. Deci, ați zis așa, odată facturi, a doua cu renunțarea la starea de alertă. RCA energie. Pe facturile... Pe facturile, bun. Bun. Dar e o chestiune care ține de siguranța sectorului energetic. Okay. O să vină iarna și anul viitor, surprinzător. Și termină iernutul până atunci, termină răstolița, îi dau drumul la hidrocentralele de pe Jiu. Păi și stați un pic, și dacă ieșiți noastră în stradă și îi dați jos, cine termină iernutul și cine... Viitorul termină? Ministru al Energiei, că m-am dus azi la deputați PSD, prin plenul Camerei Deputaților, și am zis, cât îl mai țineți pe Virgil Popescu? Și ce au zis? Nu, că gata, că ne-am înțeles, că am promis că îl ținem, că e băiat cu minte. Hoțul nu devine om cinstit peste noapte, ca să ne înțelegem. Insistați să-l faceți hoț, așa, și vă mirați că aveți plângeri penale și... Păi domnul Coldea se ocupă de plângeri penale. Însuși? Da. O să fac mâine. Păi dar nu erați dumneavoastră o creație a serviciilor secrete din România? Nu știu care, că nu ne-am lămurit, că noi în România... Sunteți pe secțiuni, unii da, da, le-am zis la cei de la USR că noi avem gradul mai mare decât ei să stea cu minte în bancă, că n-au făcut nimic, au fost la putere și au bătut joc de români. Hai să ne întoarcem. Poți să zic de domnul Coldea? Da, v-a ținut cineva vreodată să ziceți ceva în emisiunea asta? Nu, adevărul e... Păi, insistați. La dumneavoastră e mai mare libertate. Domnul Coldea. E deci foarte interesant. Dânsul se ocupă de... Da, cu niște băieți. Dar nu are cine să scrie, o să acupă bune. Dar nu mai știu dacă e cadru activ sau nu. Și mâine, membru nostru în comisia serii, o să fac o solicitare. Așa. Să spună Edward Helwig
dacă acest Coldea mai este cadru activ sau nu. Păi da, lăsați un pic, dar Coldea vă scrie plângeri penale, nu mă bănuiți de vreo simpatie subită. Acolo sunt anumiți procurori ai sistemului care se ocupă de noi. Și o să aia sunt ghidați de el? Asta încerc ceva, să mă lămuresc. Asta sunt ghidați de el? Nu. Coldea are o treabă că trebuie să se ocupe de aur de o săptămână, împreună cu niște jurnaliști de investigație. Să-i facă ce aurului? Să-i găsească ceva, că nu i-au găsit nimic a aurului până acum. Trebuie să-i găsească ceva, umblă pe la finanțare. Finanțare, că noi am făcut campanie pe cărca noastră, umblăm prin țară. Și tot așa. Nici o problemă. Sigur nu vă finanțează ruși? Nu ne finanțează nici chinezii, din păcate, nu ne finanțează nimeni. Noi nici românii nu suntem de acord să ne financeze, adică să dea românii din banii lor la partidele politice. Da, exact. La bugetele statului se dau zeci de milioane de euro în fiecare an. Noi nu ne-am atins de acei bani, vrem să fim lăsați să construim un spital. Și momentan nu puteți, nu vă ajută legea. Momentan nu putem, dar nu e nicio problemă că nu ne-am atins de acei bani și dacă erau unii tentați de acele sume și din interiorul partidului, cred că i-am liniștit. Nu folosiți banii aia nici în interesul organizării acestui mare miting? Nu, ați văzut păi ce minciuni. Păi și cine? Stați un pic, cine plătește toată recuzita? Toată că... Nu, recuzita și-o plătește fiecare, așa e la noi la aur, și-o plătește fiecare din resursele proprii, într-adevăr. Păi, nu, asta, nu mai e ca la mitingul din 2 octombrie sau ca la 21 decembrie, acum costă aproape dublu costă motorina, că o să vină foarte mulți oameni din țară. Ați anunțat, deci, pe de o parte, camioane și alte mijloace de transport, de locomoție. Oi, da? Capre, boi. Oi, capre, boi. Da, toți agricultorii care nu păi, sunt mulțumiți. Am vorbit cu ciobanii. Costă să aduci. Dar nu-i aduc eu. Și o turmă de mioare să o aduci. Frați români. Frați români, veniți. Da. Veniți. Să vedem dacă vin sau nu. Și fiecare ce orătanie are pe-n curte? Da. În centru, în Piața Victoriei, acolo? Da, mai ales ciobanii. Faceți un mare obor în Piața Victoriei, înțeleg? Să vină toată lumea să-și spună nemulțumirea. Aia cu combinele după când pot să vină? Să sperăm că da. Păi sperați sau aveți semne? Domnul avem Simion. Semne că vin camioane de la Maramureș, camioane de la Suceava, să vedem cum îi blochează sistemul, să vedem ce ordine mai dă Virgil Popescu, că am fost săptămâna trecută. Virgil Popescu blochează și camioanele acum, ăsta le face pe toate. Să vedem ce face domnul Grindeanu, că e la transporturi, are ISCTR, un subordine, să vedem că se pregătesc niște chestii. Autocare aveți? Noi dacă atacăm, ei o să contraatace. Da, aveți o să vină autocare cu oameni? O să vină autocare și cu oameni și cu și cine plătește carburantul? Fiecare își plătește. La noi așa e. Nu se dă 100 de lei de om și 50 de lei de câine. Plătește fiecare transportul. Am văzut că v-au acuzat aia, că la Severin ați dat 100 de lei de om. Dar și domnul Bișan, dumneavoastră, în emisiune, când a ieșit circul. Era pe vremea lui Roșia Montana aia, dar acum e pe recenții că ați dat 100 de lei de om la Severin. La noi vine lumea din convingere și mă bucur că e așa și mă bucur că avem în sfârșit o formațiune. Și faceți coreografie ca la Barcelona, pe Camp Nou, fiecare cu factura lui și... În fața guvernului, da. Asta este rugămintea către fiecare român care se uită la noi. Veniți. Și în timpul manifestației o să le dăm în cap, la figurat. Cum să le dați în cap? La figurat, democratic, cu factura. O să vină stea fiecare român cu factura pe care o plătește, pentru că ei nu cred că există așa ceva. Ei cred că s-a rezolvat, că au compensat, n-au făcut nimic. Nimic. Și de la Palatul Victoria a plecat și la Cotroceni? Neapărat, pentru că tocmai am reușit să strângem primul milion de semnături împotriva... Și vreți să-i le duceți domnului Iohannis? Claus Iohannis. Trebuie să vadă Claus Iohannis că nu poate să aibă la brelocul lui toate partidele politice din România. Că securiștii ăia pe care i-are în subordine poate au filmări cu unul, cu altul, dar cu noi n-au ce să aibă. Că nu am fost la furat cu ei. Nu-i vorba numai de furat. Filmările pot fi și din alte ipostaze. Dacă... Din alte ipostaze încă nu sunt căsătorii, domnul Ciutacu. Ce? Îmi plac fetele, nu prea văd ce... Dar vă însurați anul ăsta sau? Eu așa sper. Venim cu brazii la poartă? Veniți la nuntă, fără mă întrebați. Dai seama câte mii de invitații. Da, nu vin singur, vin și cu un invitat la nuntă la dumneavoastră, Bogdan Chiriac, în direct alături de noi. Bună seara, domnul Chiriac! Bună seara, Victor, bună seara, domnule președinte. Nu știu dacă ați auzit, dar tocmai sunteți partenerul meu de chef la nunta domnului Simion. Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun, așa ziceam și eu. Casă de pierd. Domnul Chiriac, domnul Simion a rezolvat milionul de semnături, vine cu oi, boi, capre, mijloace de locomoție și tot ce trebuie în Piața Victoriei și după aia se duce la domnul Iohannis să-l anunțe că îl suspendă. Ce credeți? Și mi-a luat și cravată, domnul Chiriac. Și-a luat și cravată în acest sens la dânsul. Credeți că are vreo șansă de reușită? Adică
Credeți că îi spune domnul Iohannis, am un milion de semnături împotriva excelenței voastre, e vremea să plecați de la Cotroceni și domnul Iohannis pleacă? Păi nu știu, am înțeles că asta e mesajul pe care vrea să-l comunice. Cât îl ascultă domnul Iohannis sau nu, habar n-am. Și un milion de semnături sunt suficiente pentru un referendum de demitere a președintelui? Pentru a trezi PSD-ul încă nu, dar o să venim și cu 2 milioane de semnături, pentru că am fost astăzi la Eroii Revoluției și la Julești Sârgi. Da. Și mâine mergem în mai multe zone, mă duc prin piața 1 Mai, o să fiu și prin centru vechi să strângem semnături și să chemăm lumea, să mobilizăm lumea la meeting. Și văd că lumea semnează, văd că lumea e cu noi. Am fost prin multe județe ale țării, o să ajung la sfârșitul săptămânii și în Harghita, Covasna, în Vâlcea, Olt și Argeș și Dâmbovița. Vă duceți în Ungurime? Mă duc... Vă întreb, bun, în 2 județe românești, dar... Da. Nu erați pe cele mai prietenoase relații cu minoritatea maghiară, dacă mă duc eu bine. Eu cu minoritatea maghiară sunt în cele mai bune relații, pentru că avem din ce în ce mai mulți susținători de acolo. Nu sunt prieten cu UDMR-ul. Și cu ea la cimitir la Valea Uzului, cu cine era UDMR-ul. UDMR-ul păi care fanatizează. Păi și aia nu vrem minoritatea maghiară? O parte din, dar foarte mulți etnici maghiari sunt alături de noi, le mulțumesc și sunt convins aveți că... Aveți membri AUR mulți, de chiar etnie am maghiară? Deputați, chiar am deputați. De etnie maghiară? De etnie maghiară, da, deputatul Noghi de la Arad, un om foarte capabil. Și vă duceți în cele două județe cu populația preponderent mă duc maghiară în Toplița, să strângeți semnături pentru demiterea domnului Iohannis? În Torsura Buzoliului, în Târgu Secuiesc, în Sfântul Gheorghe, sigur. Și acolo e România. Da, totuși, de câte semnături aveți nevoie ca să puteți declanșa un referendum de suspendare a președintelui? E simplu, de circa 200. 100, în Parlamentul României. 156 din Parlamentul României. Trebuie să facem suficientă presiune pe cei de la PSD să nu mai țină în brațe deci, nici pe Virgil Popescu, asta, nici pe Claus Iohannis. Hai să spunem, de strângerea semnăturilor din spațiu public pe civilie să constituie ca o presiune pentru parlamentari să semneze pe da, și fiecare noastră. Cort am avut o problemă. Am strâns cam greu milionul ăsta de semnături la ce dorința populației e de a semna. Păi și de ce? A fost frig. Ne-a fost greu să ieșim în stradă, dar de acum vine vremea frumoasă, de acum se termină și cu nebunia asta, cu restricțiile și de acum să vezi cort în fiecare localitate și să vezi cum mergem din casă în casă. Se schimbă paradigma și Claus Iohannis văd că este abandonat din ce în ce mai mult și de sistem, nu de domnul Coldea. Domnul Coldea încă îl slujește, dar nu pentru mult timp. Bun. Acum zic și eu, dacă veți strânge 5 milioane de semnături, de ce credeți că PSD-ul ar dori să îl suspende pe domnul Iohannis? E simplu, pentru că o să vadă cum scad în sondaje. Și cum nu mai pupă ei nici împreună cu PNL-ul 50%. Și e un mesaj, sunt mulți oameni decenți și la PSD, și la PNL, nu știu de ce, cu ce au fost șantajați să-l voteze pe Câțu, acum se pare că nu-l mai vor, și mizez pe dar acei oameni decenți. Îl mai hărțuiți pe Câțu, pe Parlamentul mai alergat? Nu vine la muncă. Am fost și azi în Senat, nu era acolo, nu știu ce face. Păi nu-i șeful cu domnul Pecingină, cu domnul Vâlceanu, păi o fi șeful Senatului, dar nu prea dă pe la muncă. N-au fost în stare o grămadă de timp să pună nici ministrul la digitalizare. E un partid care din ce în ce mai mult pierde teren și nu știu dacă o să domnul mai treacă. Domnul Chiria, credeți că prinde la români modelul canadian de protest ăsta cu camioane, cu, mă rog, cu toată gospodăria acolo mutată în Piața Victoriei? Nu? Nu. De ce? Nu. Păi, fiindcă sunt foarte puține proteste în România pornite din civilie, cum frumos ați spus. Și mă îndoiesc că statul vrea de drept sau subteran sau de drept sau cum vreți dumneavoastră vrea acum protest în România, instabilitate, condiția în care... Păi stați un pic și nu avea și domnul Simion în spate niște securiști patrioți care să se lupte cu securiștii nepatrioți scoți lumea în stradă? Păi n-avem noi. O fi având securiști patrioți în spate, dar nu sunt la butoane. Adică nu văd un mic care să sperie pe cineva. Vă descurajează domnul Chiriac, domnul Simion? Domnul Chiriac e trecut prin multe. Așa. A văzut multe și normal că nu mai crede și când așa suflă și în iaur. Dar lăsați că noi rămânem pe calea noastră, că am văzut că am reușit să intrăm cu un partid nou unde nu ne dădea nimeni nicio șansă în Parlament, am reușit să-l dăm jos pe Câțu, am reușit să blocăm certificatul verde, să blocăm legea cu 5 porci, am reușit așa multe, chiar dacă nu i-am avut pe securiștia da, de la demite președintele României, care lungă, domnul Simion. Da, da,
vreți să vă spun, pe oricine întrebi, ar mai merita Klaus Iohannis să rămână președinte până în 2024? O să zică ca noi, nu mai merită. O să zică ca dumneavoastră că am trăit în patru, că atâta încredere mai are omul. Da. Dar asta nu înseamnă că nu rămâne președinte. Asta nu înseamnă, sigur, dar asta nu înseamnă că PSD-ul mai rămâne la guvernare pe viitor dacă nu face acest pas absolut necesar. Deci sunteți cu presiunea pe PSD și ceva de speriat. Suntem cu adevărul. În rest, PSD-ul să facă ce vrea. În așteptarea adevărului, imediat, domnul Chiriac, și vă rog să rămâneți alături de noi. Dacă aveți și un televizor, ar fi cât mai bine, pentru că avem breaking news, imagini spectaculoase. Imagini din Donetsk, doamnelor și domnilor, imediat după anunțul președintelui Putin privind recunoașterea celor două provincii independente, Donetsk și Luhansk. Lumea scandează Rasia, nu cred că mai e nevoie să vă traduc. Mă rog, sunt niște zeci, bănuiesc poate 100 de oameni la momentul actual. Costi Soare în direct alături de noi și ne relatează, spunându-ne totodată și care este prima reacție a președintelui Iohannis. Bună seara din nou, Costi! Bună seara din nou, Victor! Este bucurie fără margini în Donetsk, așa cum vedeți. Au adus o pancardă uriașă pe care scrie Rusia, au adus steagurile Rusiei în acea regiune. Cu toții sunt bucuroși și spun că așteptau recunoașterea acestui teritoriu din anul 2014. Într-adevăr, în urmă cu câteva